Tibet este un loc care de-a lungul timpului a rămas mereu izolat. Munții înalți și climatul dur au apărat acest loc de intruși timp de sute de ani și au păstrat misterul. Dar de-a lungul secolului trecut și chiar și în secolul 21, această regiune a suferit mai multe schimbări politice drastice care au declanșat și mai multă confuzie în legătură cu Tibet. Unii oameni spun că este o țară, alții că e o zonă autonomă. Unii vor să îl elibereze, alții vor să facă fix invers. Așadar, ce se întâmplă de fapt? Este Tibet o țară? În primul rând, hai să ne uităm la definiția țării. Cel mai simplu, o țară este o națiune cu un guvern care ocupă un anumit teritoriu. În această definiție, văd trei criterii și vreau să mă ocup de fiecare individual. Să începem cu ultima parte, care ocupă un anumit teritoriu. Tibet se află într-o regiune numită Platoul Tibet, în zona centrală a Asiei, la granițele Chinei. Este cea mai înaltă regiune de pe planetă, deoarece cuprinde întregul lanț muntos himalaian și are o înălțime medie de peste 4900 de metri. Aici se află unii dintre cei mai înalți munți din lume, inclusiv cel mai înalt, muntele Everest. Dar platoul Tibet este mai mult o determinare geografică, nu politică, așa că trebuie să săpăm mai adânc. Nu toată lumea poate fi de acord cu extinderea Tibetului, dar acest proces a început așa în jurul anului 618 după Hristos, când Songtsen Gampo a unit Valea Yarlung, astfel dând naștere primului imperiu tibetan. Se spune și că tot el a adus budismul în Tibet. Sub domnia lui Gampo, Tibet a ajuns să controleze regatul Nepal printr-o căsătorie și regatul Zhangzhung printr-o căsătorie eșuată, iar apoi prin cucerire. În plină expansiune, în jurul anului 780, Imperiul Tibetan arăta cam așa. La acest moment, Imperiul Tibetan cucerise aproape 4 milioane de kilometri pătrați. În zilele noastre, ar fi a șaptea cea mai mare țară din lume, imediat sub Australia, și aproximativ de aceeași mărime ca India și Pakistan împreună. Dar așa cum au învățat și alte imperii de dinainte și de după, nu poți crește atât de mult fără a avea parte de oameni care vor să-ți ia din teritorii. La scurt timp, chinezii au venit din est ca să-și recupereze teritoriile pierdute. Uigurii din nord i-au ajutat pe chinezi și chiar și arabii din vestul imperiului au decis să-l invadeze. Deși aceste invazii au micșorat și slăbit imperiul, nu l-au distrus în totalitate. În final, Tibet arăta cam așa. Existau trei regiuni importante, Amdo și Kham, care sunt relativ egale ca mărime, iar restul este U Tsang, cea mai mare dintre cele trei. Totuși, Amdo s-a distanțat treptat și s-a integrat în China. Din punct de vedere cultural, încă este o regiune tibetană, dar dacă vorbim despre Tibet ca o posibilă țară, nu este inclusă. Părți din Kham au avut aceeași soartă. Pentru scopul nostru, Tibet va include toată regiunea U Tsang și aproximativ jumătate din Kham, deoarece aceasta este zona pe care China o definește ca fiind regiunea autonomă a Tibetului. Și cam astea sunt zonele pe care oamenii încearcă să le elibereze. Așadar, urmând definiția, Tibet se extinde pe mai mult de 1200.000 de kilometri pătrați. Sau în alte cuvinte, Tibet este puțin mai mare decât țara Africa de Sud și puțin mai mică decât Mali. Asta înseamnă că Tibet ar putea fi a 25-a țară ca mărime din lume. Deși China este foarte dens populată, Tibet are o populație de doar în jur de 3 milioane de oameni. Asta înseamnă 2 oameni și jumătate pe fiecare kilometru pătrat. Dacă aș face o comparație, China are 145 de oameni pentru fiecare kilometru pătrat. Da, într-un fel, Tibet e Alaska a Chinei. Muntos, ferit și foarte puțin populat. Dar uite, avem un anumit teritoriu. Acum să ne uităm la prima parte, o națiune. Acest lucru poate fi derutant pentru unii, deoarece pentru mulți națiunea este un sinonim pentru țară. Dar tehnic vorbind, o națiune este o adunare de oameni care locuiesc pe același teritoriu, uniți de origine, istorie, cultură și limbă comună. Deci da, este cât de cât similar, dar ce contează este partea următoare. Uniți de un lucru pe care l-au toți în comun. În primul rând, 90% din locuitorii regiunii autonome a Tibetului sunt din punct de vedere etnic tibetani, nu chinezi, ca mare parte din locuitorii Chinei. Origine văzut. Doar atât ar fi suficient, dar să vorbim și despre celelalte oricum. Mai departe, din faptul că au locuit în același loc pentru atât de mult timp, reiese o istorie comună a tuturor. Istorie văzut. Viața aici este dominată de budismul tibetan și de elementele care s-au păstrat în timp. Cultură, văzut. Iar oamenii de aici vorbesc în mare parte aceeași limbă tibetană. Văzut din nou. Deci da, Tibet este în mod clar o națiune. În regulă, tot ce mai are nevoie Tibet acum e un guvern, iar aici apar problemele. Primul lucru pe care trebuie să-l știi este că în 1642, cel mai înalt călugăr din școala budismului tibetan s-a declarat conducătorul Tibetului, cu titlul de Dalai Lama. Iar de atunci, oricine deține acest titlu este recunoscut ca fiind conducătorul lui Tibetului de către toți locuitorii.
Această regulă în care persoane semnificative pentru religie controlează un teritoriu se numește teocrație și este un fel de guvern. Din 1642, Dalai Lama a continuat să guverneze chiar și când se afla sub administrația dinastiei Qing a Chinei, iar regula Dalai Lama a rezistat până în anii 1950. Până atunci putem spune că Tibet era o țară independentă. Acest lucru se poate observa și pe hărțile din acea perioadă care arată faptul că Tibet era separat de restul teritoriilor. Dar apoi China a trecut printr-un război civil și o revoluție comunistă. Deodată prioritățile Chinei s-au schimbat. Noua Republică Populară Chineză a negociat cu cel de-al 14-lea Dalai Lama și a luat naștere un acord în 17 puncte în care Dalai Lama afirmă stăpânirea Chinei asupra Tibetului, oferindu-i totuși puțină autonomie. La scurt timp după acest lucru, Dalai Lama a fost trimis în exil de către guvernul chinez, iar acum locuiește în India. Dar chiar și până azi, Dalai Lama, persoana pe care Tibetul o acceptă ca lider, este de părere că Tibet ar trebui să facă parte din China. Ceea ce cere, totuși, este mai multă libertate pentru Tibet. Într-o încercare de a asimila Tibetul în cultura chineză, toate religiile au fost restricționate și peste 6.000 de mănăstiri au fost distruse, ștergând o mare parte din cultura și istoria tibetană. China se proclamă ca fiind o societate atee, așadar religia nu este chiar tolerată și altare sau chiar și imagini cu Dalai Lama pot duce la arest. În India, totuși, Dalai Lama a pus bazele guvernului în exil, adică încearcă să-și mențină influența asupra regiunii din exterior, dar puterile Chinei tot cresc de atunci. În 1962, China a purtat un război cu India și a mobilizat forțe militare în Tibet pentru a apăra granița, stabilind prezențe militare serioase în regiune și crescând importanța Tibetului. Apoi, în 2007, au fost descoperite depozite minerale masive în Tibet în valoare de aproximativ 128 de miliarde de dolari. Acest depozit ar putea dubla stocul Chinei de metale valoroase cum ar fi cupru, plumb și zinc. China nu ar mai depinde de alte națiuni pentru aceste materiale necesare în fabrici. Așadar, datorită poziției strategice a Tibetului și a bogăției în resurse, sunt foarte slabe șanse ca regiunea să iasă de sub stăpânirea Chinei prea curând. Ce înseamnă mai exact acest lucru este că, din punct de vedere guvernamental, China controlează Tibetul, așadar, al treilea criteriu nu este îndeplinit. Tibet nu e o țară, în ciuda a ce cred mulți oameni, și sunt slabe șanse să devină o țară cât timp se află sub influența Chinei.